Iată, suntem din nou în emisie. L-am arătat monstruozități de etnici numerici. Eu nu sunt copilul acestui om. Nu sunt din familia lor. Familia lor nu se știe ce este. Sunt un fel de brunieț incult, complet. Deci, femeia, practic, nu știe nimic. Iar el n-are mai mult de 5 clase. Și, bineînțeles, când se tundea, fiți atenți, avea o față sinistră complet. M-am gândit la cuiburile astea de mitralieră de deasupra, deci la etajele astea în 90 și ce mai era pe aici și coloane de manifestanți. Deci el fusese adus și el aici ca un subagent, să spunem, cu funcții multipli de înăbușirii a acestor manifestații de la Iași, de atunci din 66 și căutam eu acolo, fii atent. Mi-au și spus după aia, și că, băi, că tu ai să mori. Hai să mori în chinuri groaznici. Ce făceau, de fapt? Vedeți, eu am mai multe feții, să spunem, când sunt pe internet aici. Deci nu eram copilul, dar mă făcuseră cu tehnologie de asta genetică. Deci este și o față, faimosul copil Milord, de care îți despărțeau și gata, noi ne despărțim de acum din Imperiul Britanic sau și din Imperiul Britanic. Este un profil, să spunem, italian din nord, este un profil grec, cam așa e făcut fața mea, înseamnă și ceva cu George Enescu câteodată, sau cu cine mai seamă, cu oameni din Occident, să spunem. Și mi-au spus la început, că așa te lăsăm, te batem pe aici. Bine, eu m-am dus, am reclamat și cam știa treaba și așa ne despărțim de tot. Ce profil avea omul ăsta când era tuns scurt, deci practic monstruos, ceva iranian, ceva țigan, să spunem, era făcut tot așa, deci profilul teroristului. El era practic aici, peste acest procuror, Pavel Murariu ăsta. Ceva dezgustător, dezgustător complet, bine, eu am anunțat pe unde trebuie, așa, deci dezgustător complet. Bine, nu au început să tragă pe aici, pe la Iași, nu știu ce au fost la București, compozitorii ăia care erau acolo și cu subalternul lui Măscăriciu ăsta, Vurpăreanu, se spune că dacă îl tunzi cam tot așa, este un fel de monstru grețos. Deci v-am spus că treceau prin etapele astea, nu de compozitor, de interpret, de violonist. Deci nu există oameni care cântă acolo. Pur și simplu este un fel de patefon din ăsta și oamenii aia se prefac că cântă. Deci acolo sunt teroriști, să spunem, într-una din etapele, de la spus, multe etape, prim secretar, de director, de sportiv, dracu să ia, nu știu, numai vreo patru. Deci este și de instrumentist, de om de plajă, de ceva grețos complet. Ăsta e un șef de celulă, de teroriști, servanți, câți erau la mitralierele astea, dar nu a mai început de la Iași. Nu știu ce s-a întâmplat la București, dar cam tot în felul ăsta erau. Și bineînțeles, blocul a fost făcut tot terorist atunci, în proporții de 90%. Poate erau câțiva oameni care nu au participat, eu fiind
de câteva luni, un an, n-am participat, m-am uitat, așa am văzut și el. Ceva monstruos complet. Și femeia la fel, monstruoasă complet.